Noile reglementări în mediul sanitar în ceea ce privește gărzile suplimentare a intrat în vigoare de la 1 august. Până la sfârșitul acestei săptămâni, medicii de la Spitalul Județean Botoșani vor trebui să decidă dacă vor semna contractele pentru acest lucru. Cei care vor opta pentru a face gărzi suplimentare vor primi sporuri între 25 și 75% pentru gărzile din timpul săptămânii, iar între 50 și 100% pentru weekend. Se va stabili un tarif pe oră pentru linia de gardă raportat la salariul din anul 2009. Nu toți medicii sunt dispuși să semneze aceste contracte, întrucât un medic primar va primi 14 lei pe oră, iar un medic specialist 18 lei. Dacă calculul s-ar face raportat la salariul din 2016, suma s-ar dubla. Majoritatea medicilor doresc să semneze acest contract pe o perioadă scurtă, timp de două luni de zile, pentru că Ministrul Sănătății a promis că, începând cu luna octombrie, ora de gardă va fi raportată la salariul de bază, ceea ce e motivant pentru ei.